fost mareșal de câmp în cadrul Wehrmachtului în timpul celui de-al doilea război mondial, unul dintre principalii conspiratori ai complotului din 20 iulie pentru asasinarea lui Adolf Hitler, desemnat să devină șef al Wehrmachtului într-un regim post-nazist dacă complotul ar fi reușit, Erwin von Witzleben. Erwin von Witzleben s-a născut la 4 decembrie 1881 la Breslau, pe atunci capitala provinciei prusace, Silezia, astăzi Wrocław, în vestul Poloniei, copil al vechii nobilimi poloneze. Tatăl său a luptat în războiul franco-german în calitate de căpitan în armata imperială și, după eliberarea sa în 1876, a cumpărat o mică proprietate în Silezia Superioară. Erwin și-a petrecut anii copilăriei la Breslau, fiind crescut într-o manieră religioasă strictă. Era o tradiție prusacă de a merge pe urmele tatălui, așa că Erwin a fost predestinat să se alăture armatei. A finalizat studiile la Academia de Cadeți Liegnitz, iar la 22 martie 1901 a fost numit sublocotenent în cadrul regimentului 7 de grenadieri al armatei imperiale. A rămas cu regimentul său în Liegnitz, Silezia Inferioară, timp de 7 ani, înainte de a fi numit ajutant al comandamentului zonal din Hirsberg la sfârșitul anului 1908. A fost promovat locotenent major pe 26 iunie 1910. Pe 21 mai 1907, Witzleben s-a căsătorit cu Else Kliber și pe 8 mai 1908 s-a născut fica lor, iar puțin timp mai târziu, pe 3 iulie 1909, s-a născut al doilea copil al cuplului, un băiat. Când a izbucnit războiul, Erwin a fost trimis pe frontul de vest pe 11 august 1914. A decis să țină un jurnal pentru copiii săi, deoarece a presupus că va deveni un eveniment memorabil. A avut parte de acțiune în primele săptămâni, iar ulterior, pe 14 septembrie 1914, a primit crucea de fier clasa a doua. Witzleben era ajutant al brigăzii a 19-a infanterie de rezervă când a izbucnit primul război mondial, dar a preluat comanda unei companii în cadrul regimentului 6 infanterie de rezervă în octombrie 1914, fiind de altfel promovat la gradul de capitan. La începutul lui noiembrie 1914, brigada sa a fost transferată în sectorul B al frontului. Acolo a participat la una dintre numeroasele ofensive cu pierderi semnificative de vieți. Witzleben s-a plâns în jurnalul său de îngrijirea medicală precară, fiind extrem de trist din cauza multelor vieți pierdute. Războiul a continuat și brigada lui Witzleben a fost transferată din nou, de data aceasta în regiunea din jurul orașului Verdun. La începutul lui februarie 1915, Witzleben a fost numit comandant al companiei a doua din cadrul regimentului numărul 6 infanterie de rezervă. Compania sa a fost mutată în regiunea din jurul Verdunului, într-o locație de unde putea observa foarte bine pozițiile inamice. La 22 martie 1915 a fost pus la conducerea unei alte companii, compania 14-a, din cadrul aceluiași regiment. Un an mai târziu, mai exact pe 8 martie 1916, Witzleben și compania sa au luat parte la bătălia de la Verdun, unde urmau să cucerească o fortăreață. Până la urmă au eșuat din cauza lunii pline care, în combinație cu zăpada, a trădat pozițiile companiei. Cu toate acestea, Witzleben a primit crucea de fier clasa 1-a pe 11 martie 1916. La scurt timp după aceea, pe 25 martie 1916, Witzleben a fost pus la comanda companiei a 6-a din cadrul aceluiași regiment. Era în funcție de aproape 2 săptămâni când a fost rănit serios. A trebuit să se recupereze, așa că a fost trimis în concediu medical, iar de la jumătatea lunii august 1916 a deținut diverse funcții de comandă în cadrul diviziei a 9-a, infanterie de rezervă. La 2 mai 1917 a fost detașat încă o dată pe front, de data aceasta comandant al celui de-al doilea batalion din cadrul regimentului al 6-lea, infanterie de rezervă. În calitate de comandant a luat parte la bătălia de la Arras. La 12 mai 1917 a fost numit cavaler al crucii hanseatice din Hamburg, ca recunoașterea serviciilor sale. În iulie 1917, Witzleben a primit un nou post în statul major al diviziei a 4-a de infanterie bavareză și a primit ordinul prusac Casa Regală Hohenzollern. Totuși, ceea ce voia cu adevărat era să devină ofițer al statului major. Așa că, la sfârșitul lunii decembrie 1917, și-a obținut calificarea așteptând primul său post de ofițer al statului major.
13 ianuarie 1918 a fost ziua, iar Witzleben putea începe ca ofițer de stat major al Corpului al 11-lea de armată. A fost distins cu Ordinul Militar Regal Bavarez de Merit, clasa a 4-a cu săbii. În această calitate a experimentat ofensiva masivă finală pe care conducerea armatei germane, feldmareșalul Paul von Hindenburg și generalul de infanterie Erich von Ludendorff au lansat-o în speranța de a învinge oponenții occidentali. La 21 aprilie 1918 a fost autorizat să poarte uniforma statului major al armatei, făcându-l membru al statului major prusac. La 2 august 1918, Witzleben a fost promovat la prim ofițer de stat major general în cadrul diviziei 108 vânători, luând parte la bătălia de la Somme. Spre sfârșitul războiului a fost transferat în cadrul diviziei a 9-a de infanterie cu sarcini speciale. În urma armistițiului a fost însărcinat în calitate de ofițer de stat major cu supravegherea retragerii diviziei 121 de infanterie. După război a petrecut o vreme întrebându-se dacă ar trebui sau nu să-și continue cariera în armată. În cele din urmă a decis să rămână deoarece a văzut pe mulți plecând și s-a gândit că nu toată lumea poate pleca. Acest lucru arată clar de votamentul lui față de datorie. După război a primit comanda companiei de mitraliere din cadrul regimentului al 8-lea de infanterie prusac. În decembrie 1922, acum comandant de companie, a fost transferat în statul major al districtului militar 4. La 1 aprilie 1923, von Witzleben a fost promovat la gradul de major. La 1 februarie 1926 a preluat comanda infanteriei numărul 3 de la Berlin din cadrul statului major general, ulterior deținând mai multe funcții, fiind promovat la gradul de locotenent colonel în 1929. Puțin mai târziu, mai exact pe 1 aprilie 1930, a fost promovat din nou, de data aceasta la gradul de colonel, iar cariera sa a decolat. La 1 octombrie 1931 a fost numit comandant al regimentului 8 de infanterie prusac, iar 2 ani mai târziu, la scurt timp după ce Adolf Hitler preluase puterea, a fost numit comandantul infanteriei numărul 4, subordonat diviziei a 6 la 1 octombrie 1933. În această funcție a fost responsabil de pregătirea a 3 regimente și a unui batalion. La 1 februarie 1934, Witzleben a fost promovat general-major și numit comandant al diviziei a 3-a și comandant șef al districtului militar numărul 3. În același an a fost promovat în continuare la locotenent general. Între timp, prietenul și predecesorul său, generalul de artilerie Werner von Fritsch, a fost numit comandant șef al armatei. L-a primit pe Erich von Manstein ca șef de personal și când așa numitul paragraf arian a fost emis pe 28 februarie, von Manstein și von Witzleben au protestat împreună. Paragraful arian însemna că toți militarii de origine evreiască urmau să fie eliberați și în protestul lor comun, Manstein și Witzleben s-au alăturat personalului militar evreu. În opinia lor, evreii și-au pus viața în pericol luptând pentru Germania în timpul primului război mondial, la fel ca orice alt soldat și, așadar, trebuiau tratați în consecință. Ministrul apărării Reich, Werner von Blomberg, responsabil pentru măsură, nu a luat în seamă protestul acestora și a executat oricum paragraful arian. La 1 iulie, funcția lui Witzleben a fost redenumită din cauza extinderii Wehrmachtului. Acum era comandantul Corpului 3 de armată și al districtului militar 3. Întrucât devenise comandant al unui corp de armată, a fost promovat la gradul de general de infanterie la 1 octombrie 1936. În acești ani, începea să creadă din ce în ce mai mult că politica lui Hitler va duce la ceva criminal, adică la război. Citise Mein Kampf, așa că avea certitudinea că Hitler voia mai mult decât anularea tratatului de la Versailles. În anii 30, acesta a fost argumentul său principal pentru a se împotrivi Führerului din ce în ce mai mult. Politica rasială a jucat și ea un rol, dar nu a fost motivul principal. Când von Fritsch a fost demis din funcție la sfârșitul lui ianuarie 1938 sub acuzația de homosexualitate, Witzleben a susținut răsturnarea guvernului nazist prin forță. El a propus chiar să-l împuște pe Adolf Hitler dacă era nevoie. Hitler, cu toate acestea, a reușit să-l îndepărteze pe Fritsch și să-l înlocuiască cu marioneta sa, generalul colonel
Walter von Brauchitsch. Ca parte a unui acord cu Hitler, Brauchitsch a epurat imediat armata de principalele elemente antinaziste, iar Witzleben era cap de listă. A fost forțat să se pensioneze în februarie 1938. În iulie 1938, Witzleben a fost informat de Hans Oster, care lucra pentru serviciul de informații, despre planurile lui Hitler de a ataca Cehoslovacia, operațiunea Freigrund. După această conversație, Witzleben a întrebat pe Hjalmar Schacht, președintele Reichsbank, ce ar face puterile occidentale în cazul în care va izbucni efectiv un război. Schacht a confirmat temerile lui Witzleben. Exista un pericol real de izbucnirea războiului dacă acest plan al lui Hitler va fi pus în practică. Acesta a fost momentul în care Witzleben a revenit în armată și a devenit activ în rezistență. Cunoștea foarte multe persoane care, ca și el, criticau regimul nazist, așa că au fost elaborate planuri detaliate pentru a-l opri pe Hitler înainte ca acesta să atace Cehoslovacia. Scopul acestor planuri a fost ca armata să ocupe toate agențiile naziștilor, să stabilească un guvern militar și, în final, să organizeze noi alegeri cât mai curând posibil protejate de armată. După ce Hitler va fi luat prizonier de rezistență, va trebui să dea socoteală pentru crimele pe care le-a comis până acum. Lovitura de stat planificată în toamna lui 1938 a fost cel mai bun plan conceput vreodată de conspiratorii anti-Hitler. Avea însă o problemă majoră pentru că depindea de venirea lui Hitler la Berlin, unde Witzleben adunase suficiente forțe pentru a putea executa planul. În vara anului 1937, un incident ciudat a avut loc. Lângă reședința lui Witzleben era un casino al SS. Într-o după-amiază, Witzleben și soția sa stăteau pe terasă, când un glonț a trecut foarte aproape de el, ajungând în peretele casei sale. Glonțul trecuse direct prin scaunul pe care acesta stătuse cu câteva clipe înainte. Deși SS-ul a catalogat incidentul ca fiind unul izolat, cerându-i scuze acestuia, incidentul l-a făcut pe Witzleben să fie mai precaut în discuțiile sale despre rezistența împotriva lui Hitler. Grupul de rezistență care se formase între timp în jurul lui Witzleben și în jurul ofițerilor de informații Wilhelm Heinz și Hans Oster de asemenea, a dorit să afle care va fi reacția altor țări în cazul unui atac asupra Cehoslovaciei. Secretarul britanic de externe a informat că Marea Britanie va interveni cu siguranță, dar a suprimat faptul că la acea vreme, începutul lunii septembrie 1938, erau deja în curs discuții cu guvernul german pentru a preveni războiul. Când, la 30 septembrie 1938, s-a anunțat că a fost semnat un tratat de către Franța, Marea Britanie și Germania, acordul de la München, care prevedea ca Sudetele să fie anexate de Germania, grupul de rezistență a decis să renunțe la planurile sale. Nu avea să existe sprijin din partea țărilor străine și, în plus, Hitler devenise extrem de popular acasă acum. La 10 noiembrie 1938, Witzleben a fost numit comandant șef al grupului de armate 2 după ce generalul Wilhelm Adam căzuse în disgrație. Odată cu această numire, grupul de rezistență a pierdut un puternic comandant militar la Berlin. Deși această numire a însemnat un pas înainte în cariera lui Witzleben, grupul de rezistență a considerat-o un eșec serios. Cu toate acestea, Schacht l-a văzut pe Witzleben cel mai critic față de regimul nazist dintre toți generalii. În calitate de comandant al grupului de armate 2, Witzleben a văzut rapid că Hitler intenționează să declanșeze un război, deoarece descrisese frecvent superioritatea rasei germanice, precum și începerea unei mobilizări masive. La 15 martie 1939, trupele germane au mărșăluit în partea cehă a Cehoslovaciei după ce slovacii și-au declarat independența și și-au promis loialitatea față de Hitler. O săptămână mai târziu, Lituania a returnat Memland Germaniei, una dintre zonele pe care Germania le-a pierdut ca urmare a tratatului de la Versailles. Toate acestea au făcut ca Marea Britanie și Franța să emită o declarație de garanție Poloniei. Dacă Germania ar ataca Polonia, aceste două puteri occidentale ar interveni. L-a îngrijorat pe Witzleben, deoarece el și grupul său de armate erau responsabili pentru apărarea graniței de vest a Germaniei.
era convins că este neputincios împotriva unei posibile invazii a Franței. În această perioadă se gândea la încă o posibilitate de a se ridica împotriva lui Hitler și în acest scop a luat contact cu Karl Gödel, fost primar al Leipzigului și un oponent activ al naziștilor. Au căzut de acord ca Witzleben să trimită câțiva comandanți loiali de divizie la Berlin și că mișcările muncitorești ar trebui să împiedice izbucnirea unei revolte. În cele din urmă, în fiecare district militar urma să fie înființat un grup de rezistență. Witzleben și Karl au căzut de acord ca toate acestea să fie gata în anul următor, 1940. Între timp, vor păstra legătura prin Hans Oster. În august 1939, Witzleben a contactat pe Hans Gisevius deoarece nu fusese informat despre situația politică reală de către conducerea armatei. Datorită postului de radio al celor de la BBC și lui Gisevius, Witzleben a aflat despre planurile lui Hitler de război. Încă dorea răsturnarea lui Hitler, doar că Führerul a fost cu un pas înaintea lor și și-a informat generalii despre tratatul de neagresiune cu Uniunea Sovietică, care fusese semnat între timp și despre planul de a captura Polonia. Acela a fost momentul în care Wehrmachtul a fost pus pe picior de război. Witzleben a devenit acum comandantul grupului de armate 1 desfășurat în vest, în timp ce grupul de armate 2 a fost redenumit grupul de armate C, comandant de colonel generalul Wilhelm von Leb. La 1 septembrie 1939, Wehrmachtul a invadat Polonia, dar numai trupele implicate au fost informate în prealabil despre invazie. Witzleben a auzit despre invazie abia după ce s-a întâmplat. Ulterior, Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei la 3 septembrie 1939. Witzleben a fost promovat la gradul de colonel general la 1 noiembrie și a încercat, prin intermediul discuțiilor și asistat de rețeaua sa, să-i convingă pe general să reziste. Hitler intenționa să atace Europa de vest cât mai curând posibil, așa că a fost nevoit să accelereze planurile în consecință. Cu toate acestea, puțini generali erau gata să se ridice serios împotriva lui Hitler. Cei mai mulți dintre ei s-au limitat la a scrie memorandumuri în care își exprimau părerea împotriva unei ofensive. La 23 noiembrie 1939, Hitler a rostit un discurs generalilor săi, dezvăluindu-și clar planurile de război. Witzleben a fost și el prezent și a observat că generalii au fost foarte impresionați de discursul lui Hitler. Toți generalii au fost nevoiți să depună un jurământ, jurându-și loialitatea față de Hitler. Witzleben a depus acest jurământ și în 1935, dar a considerat acest jurământ o promisiune pentru ambele părți. În plus, pentru comandantul grupului de armate 1, aceasta era o promisiune pentru o funcție, nu pentru o persoană, și a considerat că bunăstarea populației și a patriei ar trebui să aibă prioritate. În opinia lui Witzleben, Hitler conducea Germania în abis cu planurile sale de război și, prin urmare, era hotărât să se opună acestuia. La sfârșitul anului 1939 și începutul anului 1940, grupurile de rezistență din jurul lui Witzleben au cerut acțiune. Grupurile doreau să aibă trupe disponibile în vecinătatea Berlinului, astfel încât să pot avea forțe de securitate în capitala lui Hitler. În continuare și în cooperare cu Johannes Popitz, fostul secretar prusac de finanțe, Karl Gödel, Hans Oster și Ulrich von Hassel, care până în 1938 a fost ambasador în Italia, plus alții, a fost elaborat un plan pentru un nou început în Germania după moartea lui Hitler. Era sarcina lui Witzleben să-l familiarizeze pe Ludwig Beck cu rolul său predestinat de comandant suprem al armatei și să-l convingă pe Franz Haider, succesorul lui Beck ca șef al statului major al armatei, să coopereze cu planul. Dar Haider a ezitat să pună la dispoziție trupele necesare. Astfel și acest plan a eșuat. La 10 mai 1940 a fost emis ordinul de a ataca Olanda, Belgia, Luxemburg și Franța, operațiunea Fighting, după ce fusese amânat de numai puțin de 28 de ori. Trupele lui Witzleben au primit ordin să lanseze atacuri false în această primă fază asupra țintelor limitate din jurul liniei Maginot pentru a lega trupele. Witzleben a lansat atacul grupului de armate 1 pe 14 iunie și sarcina sa a fost să forțeze o străpungere a liniei Maginot
Maginot în cooperare cu grupul de armate 7. Doar o zi mai târziu, Fitz Lieben și armata sa au reușit să străpungă linia și în zilele următoare au înconjurat-o complet. Pe 22 iunie, încercuirea a fost finalizată, iar grupul de armate condus de Fitz Lieben a câștigat controlul complet asupra zonei. După cedarea Franței pe 22 iunie, Fitz Lieben a primit crucea de cavaler a crucii de fier de la Wilhelm von Leb. Cartierul general al grupului de armate 1 a fost mutat la Nancy, în Franța, și pe 19 iulie, Fitz Lieben a fost numit feldmareșal de Hitler. Hitler a folosit promovările ca o modalitate de a-și redobândi loialitatea generalilor săi. De exemplu, unui feldmareșal i s-a acordat o indemnizație care putea crește până la dublul venitului său anual. În plus, Hitler a făcut adesea donații, dar este cunoscut că Fitz Lieben le-a refuzat. Nu se știe dacă opinia lui despre Hitler a fost influențată de indemnizația care i s-a acordat. În timp ce se afla în Franța, Fitz Lieben a fost informat în permanență despre pregătirile pentru un război împotriva Angliei prin intermediul unei operațiuni amfibie. El a considerat acest plan fără speranță, văzându-l ca pe o cacealmă de-a lui Hitler. În plus, personalul lui Fitz Lieben a primit ordin să investigheze dacă un atac asupra Elveției era oportun. El a fost informat despre rezultatul acestei investigații, dar feldmareșalul a decis să nu transmită aceste rezultate înaltului comandament al armatei. Unii susțin că făcând acest lucru, el a prevenit un atac asupra Elveției, dar acest lucru este supus speculațiilor. În urma victoriei asupra Franței, Wehrmachtul a fost din nou restructurat și pentru Fitz Lieben a însemnat că a devenit comandant suprem al grupului de armate D, din 26 octombrie 1940. Fitz Lieben a fost însărcinat cu menținerea ordinii în Franța cu aceste noi forțe. Liniștea păcii a oferit lui Fitz Lieben mai mult timp pentru familie și pentru vânătoare, lucru pe care l-a folosit ca acoperire pentru discuțiile despre rezistența împotriva lui Hitler. La 31 ianuarie 1941, Fitz Lieben a aflat pentru prima dată despre planurile concrete de a ataca Uniunea Sovietică în primăvară. S-a simțit trist din cauza acestor planuri și și-a dat seama că multe unități vor fi transferate spre Est. În restructurarea armatei a devenit clar că Fitz Lieben va deveni noul comandant suprem din Vest în locul lui Gerd von Rundstedt, care fusese transferat la Est, dar în același timp Fitz Lieben și-a păstrat funcția de comandant suprem al grupului de armate D. În vestul Europei existau mulți comandanți supremi cu autorități suprapuse, deoarece Hitler nu dorea să concentreze prea mult puterea militară. Una dintre responsabilitățile majore ale lui Fitz Lieben a fost implementarea măsurilor defensive pe coasta Franței, Belgiei și Olandei. Operațiunea Barbarossa, atacul asupra Uniunii Sovietice, a fost lansată la 22 iunie 1941. Fitz Lieben s-a ocupat cu adunarea ofițerilor de încredere pentru a reaprinde planurile de rezistență în afară de menținerea ordinii în Europa de Vest ocupată. Alături de generalul de infanterie Alexander von Falkenhausen, care a fost unul dintre puținii generali dispuși să coopereze cu rezistența civilă. Fitz Lieben și-a desfășurat treburile cu multă precauție și a vorbit despre atitudinea sa critică doar în prezența unor oameni în care putea avea încredere. Planul pentru mai târziu în acel an presupunea invitarea lui Hitler la Paris și împușcarea lui în timp ce primea o paradă. Ulterior, trupele loiale aveau să preia puterea în vest și să ocupe centrele de putere din Berlin și din Est. În ianuarie 1942, Fitz Lieben l-a trimis pe Hans Alexander von Voss, un ofițer din statul său major, pe frontul de Est pentru a câștiga sprijin pentru rezistența în rândul generalilor. Sprijinul a fost esențial pentru ca planul de ucidere a lui Hitler la Paris să reușească. În plus, Voss urma să-l viziteze pe Haida pentru a-și asigura sprijinul înaltului comandament al armatei, dar acesta a respins orice sprijin pentru rezistența împotriva lui Hitler, deoarece era de părere că Hitler era singura persoană care mai putea salva Germania. Fitz Lieben și Voss nu au avut timp să-și dezvolte planurile în continuare, deoarece Fitz Lieben a fost eliberat din funcția sa de Hitler la 30 martie 1942 în prezența lui Haida și transferat în așa numita Führer Reserve, un grup de ofițeri de rang înalt pentru care o funcție era temporar indisponibilă. Motivele de sănătate au fost folosite ca argument oficial pentru această decizie, dar este mult mai probabil că Fitz Lieben să fi fost considerat prea periculos în funcția sa, în ciuda faptului că s-a
întors din nou la serviciu. De-a lungul carierei, Vitz Liban a suferit de ulcer gastric și diverse probleme de sănătate. În timpul războiului a suferit o intervenție chirurgicală la stomac și în diferite ocazii s-a îmbolnăvit grav când era ocupat de planurile de a-l opri pe Hitler. La începutul anului 1942 a fost supus unui tratament pentru o operație la stomac. În același timp, soția lui era bolnavă în stadiu terminal, fiind răpusă de cancer la 15 martie 1942. Vitz Liman și-a petrecut ultimele săptămâni cu soția sa și odată cu dispariția acesteia a pierdut un important confident în ceea ce privește rolul său critic față de regim. Vitz Liman fusese îndepărtat de la comandă și prin urmare nu i-a putut rezista lui Hitler decât ca persoană individuală, făcând uz de conexiunile sale. Ceva mai grav pentru grupul de rezistență a fost că pierduseră conexiunile care puteau să ofere trupe pe care s-ar fi putut baza într-un act de rezistență. Vitz Liban a decis să se mute la Berlin pentru a-și dezvolta în continuare planurile pentru grupul de rezistență cât mai aproape de centrul puterii. În iulie 1942, el a respins chiar și o ofertă de a deveni comandant suprem al unui grup de armate, deoarece dorea să se concentreze asupra activităților opoziției. În 1943, pe frontul de est au fost pregătite o serie de încercări de a-l asasina pe Hitler de către un grup de rezistență. Ludwig Beck a apărut ca lider al acestui grup și urma să devină noul lider temporal al Germaniei dacă planul reușea, Erwin von Vitz Liban urmând să preia comanda Wehrmachtului. S-a dat acest rol datorită respectului de care se bucura în rândul trupelor, dar nu a fost prea profund implicat în pregătirile pentru aceste încercări. Totuși, a fost informat în permanență de Hans Oster. Principalele sarcini ale lui Vitz Liban au fost să-i convingă pe general să se alăture rezistenței. La mijlocul anului 1943, Vitz Liban a fost internat în spital cu o sângerare internă și a avut nevoie de timp pentru a se recupera. De îndată ce a fost din nou în formă, în septembrie 1943, a început să elaboreze ordinele pe care le va da în calitate de comandant al Wehrmachtului după ce încercarea asupra lui Hitler va reuși. Unul dintre acestea a fost să intre în negocieri cu privire la un viitor armistițiu. Un altul obliga toți comandanții militari să se supună ordinelor sale și un al treilea să elibereze toate lagărele de concentrare. Tentativa asupra lui Hitler trebuia să fie efectuată acum cu o bombă și era pregătită de colonelul Klaus von Stauffenberg în cooperare cu Henning von Treskow și cu alții. Între timp, situația de a realiza încercarea s-a deteriorat serios deoarece Hitler permitea din ce în ce mai puțin oameni în jurul lui și mai mult trupele aliate debarcaseră în Normandia pe 6 iunie 1944. Acest lucru însemna că și unitățile militare erau legate de front și, prin urmare, nu puteau fi folosite într-o posibilă încercare. În plus, obiectivul încercării de a opri guvernul Hitler și de a stabili un guvern provizoriu și-a pierdut baza. Acum era doar o chestiune de timp până când Germania va fi învinsă. Grupul de rezistență a continuat totuși, considerând semnalul lor mai important decât atingerea obiectivelor încercării. Pe 13 iulie, Vitz Liban și-a dus familia în siguranță în centrul Germaniei, deoarece încercarea putea fi făcută în orice moment. În ziua încercării, Vitz Liban se afla la Berlin și când a fost emis cuvântul de cod Valkyrie, Vitz Liban a știut că era timpul să dea ordinele tuturor comandanților Wehrmachtului. Șeful înaltului comandament al armatei, Feldmareșal Wilhelm Keitel, și-a emis propriile ordine, contrându-le pe cele ale lui Vitz Liban. Un număr tot mai mare de trupe nu i-au mai luat în serios pe militarii rezistenței din cauza acțiunii lui Keitel. Tentativa și lovitura de stat s-au dovedit a fi un eșec, Hitler a supraviețuit și planurile de preluare a puterii de către grupul de rezistență s-au evaporat. Vitz Liban a fost rapid convins că situația pentru grupul de rezistență a devenit fără speranță. Nu fuseseră îndeplinite diverse condiții prealabile, cum ar fi ocuparea centrului puterii, uciderea lui Hitler și preluarea traficului radio. Pe 20 iulie, după ce a făcut o vizită fulgen în centrul de rezistență, Vitz Liban s-a întors la familia sa, unde a lăsat o impresie abătută. Au existat diferite motive pentru care Vitz Liban să-i reziste lui Hitler. Unul dintre motivele principale a fost credința sa profundă, care era diametral opus atitudinii lui Hitler față de creștinism. Mai mult decât atât, încă din 1939, Vitz Liban știa despre crimele împotriva umanității din Polonia pe care le detesta. Cel mai important motiv a fost că a vrut să păstreze pacea pe baza propriilor experiențe din Primul Război Mondial. Aceste motive l-au determinat să reziste
regimului din 1939 încoace, până în ultimul moment când Stauffenberg a eșuat în încercarea sa. Pe 21 iulie 1944, Witzleben a fost arestat și dus la renumita închisoare Gestapo Albertstrasse din Berlin. După câteva examinări, feldmareșalul s-a hotărât să-și mărturisească rolul în grupul de rezistență, dar fără să mai dea nume. A fost torturat și eliberat din armata, aceasta fiind o mișcare a lui Hitler pentru ca Witzleben să poată fi judecat de către un tribunal civil în loc de o curte marțială, care era procedura obișnuită pentru personalul militar. Hitler se temea că Witzleben nu va primi pedeapsa maximă pe care și-o dorea dacă va fi judecat de curtea marțială. Procesul a fost o glumă, iar inculpații au trebuit să fie ridicoli. Witzleben purta haine mult prea mari și, în plus, judecătorul nazist Ronald Freisler a țipat doar la inculpați, denigrându-i și umilindu-i pe cât posibil. Verdictul era cunoscut dinainte, moarte prin spânzurare. În timpul procesului, Witzleben și-a mărturisit participarea și responsabilitatea pentru ordinul de eliberare a lagărelor de concentrare. A doua zi, Witzleben a cerut să fie executat de un pluton de execuție, dar Hitler ordonase deja ca toți inculpații să fie spânzurați ca niște trădători înșirați în cârlige pentru carne. Witzleben i-a auzit sentința și a spus lui Freisler: poți să ne spânzuri acum, dar în 3 luni oamenii, indignați și chinuiți, te vor duce în judecată și te vor târâ prin dărâmăturile de pe străzi. În aceeași noapte, feldmareșalul Erwin von Witzleben era spânzurat în Berlin. Toate execuțiile au fost înregistrate pe film conform ordinului lui Hitler. După război, familia lui a luptat din greu pentru a-i fi anulată sentința. La 31 mai 1946, pedeapsa i-a fost revocată, astfel că nu a mai fost desemnat trădător de țară. Freisler a fost ucis în timpul unui atentat cu bombă asupra Berlinului pe 3 februarie 1945. Asta a fost tot, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați like și să vă abonați, iar dacă vă place acest videoclip să-l împărtășiți și cu alții, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează să continui. Până data viitoare, eu m-am dus, la revedere!